Bună dimineața! Ia, fiți atenți! Ta-da-am. Azi vizităm Transbucegi și probabil un lac. Surpriză! Vreme superbă, suntem la 1500 de metri și avem 12 grade. N-am mai fost de ceva timp pe aici. Oricum frumoasă zona pe Transbucegi. E un magnet. Am găsit un drum. Ce drum frumos pentru picior. Superb. Superb azi.
Bine ați venit la lacul Bolboci. Suntem la lacul Bolboci. Lacul Bolboci. Hai să luăm smeu. Hai să mergem lângă lac. Lacul Bolboci. Face Bolboci. Hai să mergem și pe baraj. Am fost iar aici. Mergea și cu mașina. De aici putem vorbi în lumea cealaltă. Da? Da. O, ce frumos! Dacă vrei să mori, aici e locul și momentul. Ia dă-i un, o ciocăneală. Face ecou ceva? Nu face. E tablă de aia. De duster, moartă. Ah, dar cred că trebuia să dăm în față. Na. Scoate-ți iPhone-ul sau dați cu zoom. Nu, dar ai încercat? Mai e? Ce fel mai e? În drum spre Fiene am găsit un drum. Gunoaiele nu sunt gunoaie aici, sunt așa e normal. Dar cred că se oprește aici. Ah, bă, nu. Thank you.
mai să fac nimic. Oh, cum e în jos. Ce faci, mai merge? Nu. Da, am găsit un drum care iese undeva în Fieni. Nu pot să zic că e rău, dar nici bun. Nu știu ce avem acolo jos, că posibil să avem barieră. Văd acolo un stâlpișor. Acum vom vedea. Motivul pentru care încă am lăsat anvelopele C-uri, am ieșit de pe asfalt, că am văzut un drum și am început să cobor. Tâlboschetăreala asta. Nu prea mai e drum așa, cine știe ce, dar ia uitați. Am o mare încredere că nu le tai. Acum sper să țină până la capăt. Suntem în Fieni, am oprit la o plătită, aici avem parcul. Liniște și pace și frumos la Fieni. Mergem să vizităm, dacă putem, cariera apoi. Parcul de joacă, profi și toate cele. Ia și clădită, pentru asta e bine. Și am ajuns la carieră. Ia uite ce se lucrează aici. Ce petre frumoase. Ia uite cât de mare este. Ce rotiță are.
Salut! Salut! N-am crezut că mai vii. Nu? Știi că-i pentru prima... N-am crezut că te-ai rătăcit. Păi nu, că mi-ai zis pe strada principală în sus. Hai, salut! Da. Salut! Ce faci? Bine! Bine, sănătos? Ce trebuie să-ți dau? Zi! Mai ții minte? Zi, ce trebuie să-ți dau? Niște stickere. Ai, te-o, că știe, mă. Le am aici pregătite. Uite, alegeți tu pe care vrei. Cu ce culori? Uite, a, da, nu, astea am așa. Ia tu, pe care vrei. Câte vrei, uite, îți dau două așa. Și ăsta e ăla cu mașina. Uite, îți dau și un zâmbet. Cu ce culoare vrei? Ia să ne mai am cu altceva. Uite că am mai mult aici. Uite. Cu negru. Cu negru, așa. Dăm și pe ăsta. Uite, stai să-i dau și verișoarei, da? Așa, câte îți dau? Două? Mai vrei două? Da. Uite, hai, mai ia două. Mulțumesc. Și eu. Și asta e mașina aia pe care o urmărești tu, dacă... Da, știu. E diferită față de video sau e vreo diferență? Se are diferență. Da. Nu e nicio diferență. Nu e nicio diferență. Nu. Dar la mine este diferență? Da. Cum să zic? Ce diferență faci între... Auzi, ia. Ia, să rămână. Ia, e diferență între mine și tataia? E diferență? Da. Ce care? În primul rând, tu ești mai înalt și el e mai scund decât ei. Atât, nu? La vârstă. Și alta, altceva. Asta e ce mai e? La vârstă. Ce mai e? Și bătrânețe de tăi, 80 de ani, ce de mai e? Un drum. Un nou drum. Gata cu bolboci, gata cu scropoasa, că n-a mai fost, că a trebuit să mergem pe jos și mai bine, nu? Am văzut și cariera, sau una dintre ele, am văzut și fiene, am mâncat și gogoși, în fine, ați văzut voi ce am făcut. Doar că acum merg spre casă, dar este prea devreme și vreau să urc într-un loc special să vedem apusul. Încă cred că jumătate de oră așa și o să-l prind. Să vedem ce iese. Așa arată. Thank you.
Vreau să scot drona. Nu știu cum mai ajung în Călăraș. Habar n-am. Suport pentru telefon. Am deschis geamul și l-am pus în rama la geam. Și sus și jos. Gata, am prins o nouă schemă. Vă las un pic să admirați peisajul. Și scoatem drona. Așa cum se vede. Așa. Gata și cu năieni. Coborăm de aici din vârf și mergem la mănăstire, dacă o mai fi deschisă. Poarta e deschisă. Biserica dintr-o piatră. Poate una dintre cele mai spectaculoase biserici așezate foarte frumos. Gata, abia acum cobor de când ați văzut clipurile de la apus. Am pus pozele. Am încheiat și ziua de azi. Peste 400 de kilometri, adică când o să ajung acasă, cât am? 340. Bine, aproape 400 de kilometri de aici, nu știu câți mai am, Săhăteni, vreo 30. În care am văzut, zic eu, foarte multe locuri și a fost superb. Sper că v-a plăcut și vouă. Până data viitoare, să ne auzim cu bine.